asta. Probabil că merge și în, are și distracții de weekend. Dacă s-a întâmplat așa, sper că doar că domnișoara respectivă, dacă era prietena fiului soțului meu, sper că a rămas cu fiul meu Vitreg și n-a plecat cu fotbalistul respectiv. Da, rămas până la urmă să zice cu el, fiindcă fiul dumneavoastră Vitreg ar fi învins, ajutat de încă vreo 10 prieteni, ar fi învins într-o asta luptă nu, bărbătească, grupul de fotbaliști. Nu, nu are bodyguards după el? Dacă spuneați că... Nu, categoric nu. N-aveți bodyguards dumneavoastră? N-aveți soțul? Nici eu, nici soțul. La ce ne-ar trebui? Nu știu, când sunt oameni bogați... Când merge la piață. Nu știu, când sunt oameni bogați... Nu, am să vă invit, uitați, și cu asta vă promit că faceți cel mai mare rating. Vă invit să-mi vedeți casa odată. Ah, mulțumesc pentru această... Probabil că presa nu dă niciodată casa, doar se știe unde locuiește, toată lumea unde locuiesc, paparații, toată lumea. Probabil că nu vor să dea casa în care locuiesc pentru că și-ar lua singur pâinea de la gură. Deci după ce vezi casa în care locuiesc, eu te întreb dacă oare chiar e adevărat, chiar sunt așa de bogați oamenii ăștia, precum ce, adică e cam nașpa, vreți să spuneți, casa? E o casă de mai mică decât un apartament. Serios? Da, foarte serios. Vă invit toată la mine casă, să se va supăra pentru asta. Se va supăra, dar asta e, dumneavoastră este șefa în casă? Cum se zice? La vesul papuc? Acum ce vreți, să nu mă mai duc acasă în seara asta? Să fiți, să fiți sincere. Vă văd că vorbiți așa, sunt, dacă e cocoș, da. Vorbiți așa foarte repede, foarte... Și mă închipui cum sunteți în casă, dacă atunci când sunteți filmată, sunteți așa aprigă, și mă închipui ce faceți când nu sunteți filmată. Dar, în fine. Când nu sunt filmată, când ajung acasă, de obicei dor, așa de obosită, încât nici la televizor n-apuc să mă uit. Aș putea să fac un reality show cu dumneavoastră, să punem un microfon și o cameră, să vă urmărim peste tot. Cred că ar fi, într-adevăr, pe placul poporului. Ei, da, da, asta chiar ar face în conjurul lumii. Asta ar mai lipsi acum, reality show cu Elena Udrea. Acum, revenind, de ce nu face și dumneavoastră un copil al dumneavoastră cu domnul Cocoș? Domnul Diagonescu, să fac și un copil. Dar până dacă ați zis dumneavoastră, pot să vă refuz. Nu, ideea, adică în sensul acesta, doamne. Dar aveți, sigur, se pot face copii și la o vârstă înaintată. Astăzi prințesa a născut la 56 de ani, prințesa lui Paul de România. Mai am vreo 2 ani. Nu, dar vreți, aveți de vreți sau nu, nu vreți? Păi până acum nu prea a fost timp, domnul Diaconescu. Tot timpul a fost ba o competiție electorală, ba o... ba alegeri, ba... Nu prea a fost timp. Campaniile astea, să știți că sunt extrem de epuizante pentru... Închipui, da. Părinții dumneavoastră trăiesc? Doar mama. Mama trăiesc. Și mama ce zice? Nu-și dorește o nepotă? Nu mai îndrăznește să spună ce... Sunt la televizor, deci sigur. Deci mama dumneavoastră, da. Am știut eu. Deci nu mai îndrăznește să spună dacă își dorește sau nu nepoți, pentru că asta e, vede că deci... e greu să scoată la capăt cu mine. Deci își dorește. Dar ce vă zice mama în general despre articolele apărute prin presă, despre ceea ce se întâmplă la televizor cu fata ei? Am spus să nu se mai uite la televizor, i-am spus să nu citească. Se mai enervează, trebuie să recunosc, vă spun acum, chiar n-am un picant, erau prin 2005, când fiind la coadă, își plătea telefonul, stătea la coadă, auzi comentarii, era în nebunia aceea în care eram tot așa subiect de presă, eram la Cotroceni. Cum reprezint eu la Cotroceni grupul de interese. Uitați, au trecut 5 ani, s-a demonstrat că nu reprezentam niciun grup de interese nelegitim pe acolo. Înainte să plec de la Cotroceni și mama a auzit pe cineva comentând la coadă în spatele ei despre mine și a zburat foarte tare și n-a ieșit foarte, da, n-a ieșit foarte... Deci ea prigă și dânsa, cu dânsa asemănați? Da, n-a fost foarte prietenoasă așa. Nu, e foarte greu, cred că e foarte greu pentru un părinte să vadă în fiecare zi lucrurile pe care le vede mama, să aude lucrurile pe care le aude mama despre mine, știind exact ce copil are, ce copil a crescut, ce am făcut în viață. Este foarte greu pentru un părinte și cred că poate duce, știu cazuri când a dus chiar la situații grave. Aș da orice să o cunosc și pe mama dumneavoastră, presupun că e de asemenea o femeie interesantă. Să știți că e mai... Da, cred că ați avea mai mult succes cu mama neștine decât cu mine. Lăsați că nici cu dumneavoastră nu mi-e frică, cum se zice. Vă doriți sau credeți că o să ajungeți la un dat Eva Peron a României? Nu, și apropo, nici nu-mi doresc să ajung nici Eva Peron. Eu vreau să fac lucrurile care... pe care mi le propun cu atribuțiile pe care le am. Dacă Eva Peron înseamnă să fac locuințe pentru tineri tip ANL, așa cum am promis, o să încerc să fac 100.000 de locuințe pentru tineri. Eva Peron este mult și ajungând la Eva Peron o să fac o paranteză, dar nu acum ca să termin răspunsul la această întrebare. Deci nu neapărat vreau să fiu unul din aceste personaje, dar vreau să, nu datoria, vreau să fac lucrurile pe care mi le-am dorit să le fac, pentru care am intrat în politică, cât pot eu.
astăzi poate pot mai puțin, mâine poate pot mai mult sau invers. Dar atât cât pot la un anumit moment, vreau să fac tot ce stă în puterile mele să schimb acolo unde se poate schimba câte ceva. Și ca o paranteză la Eva Peron? A, da, citam zilele trecute, citam într-o revistă românească o comparație între Eva Peron și Cristina Kirchner, cred că se pronunță corect, președinta Argentinei, și făceau această diferențiere în timp ce Eva Peron era totuși văzută ca o reprezentantă a clasei păturii sărace a Argentinei. Ajungând la președinta actuală a Argentinei, ziariștii români apreciau la doamna președintă ținutele care întotdeauna sunt ținute de marcă, grija pentru imagine pe care doamna președintă o are, pentru imaginea personală, aspectul îngrijit, oarecum mondenitatea ei, și mă gândeam că aceeași presă românească, exact tipul ăsta de lucruri le critică la politicienii sau femeile politician din România. Deci dacă acolo este bine și apreciem că există un politician, o femeie politician care se îngrijește de imaginea ei, care are o atracție pentru ținutele de firmă, care este îngrijită, lucrurile acestea în România sunt de condamnat. În orice caz, tot ceea ce aveți acum pe dumneavoastră face, cred că, mai mult de 100.000 de euro. Oh, haideți! Domnul Iacunescu, pot să vă spun că este cu cristale Swarovski. Nu cred. Să-l verificați. Sincer? Vi-l las aici și-l verificați. Dacă ăsta, îi rog pe colegii mei să filmeze, dacă ăsta e cu cristale Swarovski, eu îmi schimb toate părerea despre Elena Udrea. Deci, vă rog, și vin și la domnul Iacunescu. Stați puțin, să-l țin fix puțin. Și cu ocazia asta o țin și de mână. Deci este cu Swarovski și vi-l las în emisiune. Cu Swarovski. Nu, vă credem pe cuvânt. Nu, vi-l las, că vedeți pixul, e și ăsta vreo 10.000 de euro, nu? Dumneavoastră, acum credeți că toată lumea își permite Rolls Royce, domnul Diaconescu. Uite ce tare e, domnule, nu am vedat. Ce mașină aveți dumneavoastră? Ce mașină am eu? O mașină de serviciu sau o mașină personală? Păi personală. Un Mercedes. Mercedes. Dacă știți că l-am din 2005. Și stilou? E, ce marcă e? Nu cunosc, nu știu. Este sau un stilou primit la cabinet. Dar foarte scump, mă rog, nu mă pricep. Celălalt e inelul de... Să zicem că este de pe vremea adolescenței mele. Deci nu este chiar așa, domnul Diaconescu, nu stau sute de mii de euro. Nu știu, așa probabil, probabil că, uitați așa din glume din acestea, oamenii își imaginează că dacă... Da. Las un inel aici, cum păsete de dumneavoastră, deci nici vorbă, da, să fiți serioși. Nu purtați un inel de, cum se cheamă, de căsătorie, că nu mă pricep. Nu am verighetă, da. Nu aveți sau nu purtați? Nu am. Păi, a fost o căsătorie civilă. Noi am avut o căsătorie civilă. Nu am apucat să facem nunta pentru că au venit alegerile din 2004. Deci n-ar fi târziu să faceți nunta acum. Da, așa este. Asta n-ar mai lipsi acum. Elena Udrea mireasă. Haideți că am fi chiar de toate tabloidele. N-ar mai rămâne niciunul. Dar gențile dumneavoastră Hermes costă în realitate 18.000 de euro? Sau? Nu. Alea sunt genți care sunt din piele de crocodil, cele despre care se scrie în presă. Nu am asemenea genți. Îmi place. Sunt o femeie căreia, una din femeile, că nu sunt singura. Și așa cum spuneam, am colege tinere în Parlament care... au aceeași plăcere de a fi elegante, de a fi îngrijite. Au și ele genți, ca și mine, dar lumea este foarte atrasă totuși de povestea genților Elenei Udrea. Nu sunt nici așa de multe, nu sunt așa de fabuloase, cum s-a scris. Dar, într-adevăr, nu am mai rămas foarte multe plăceri față de faptul că am timpul foarte ocupat. Deci nu prea mai fac mare lucru. Măcar plăcerea asta o am de a...